Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vă arăt o rețetă simplă, dar foarte, foarte bună de pide turcești umplute cu telemea și cașcaval, adică cu brânzeturi românești. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă salut, eu sunt Iuliana, sper să vă placă rețetele mele, să vă abonați la canal și să apăsați și clopoțelul pentru notificări, pentru ca YouTube să vă anunțe atunci când postez o rețetă nouă. Pitele turcești sunt un fel de pizza sau un fel de, mai degrabă, un fel de plăcinte. Aluatul este dospit, dar mai fraged decât la pizza, iar brânzeturile alea se topesc în cuptor și sunt nemaipomenit de bune. Să vedem ingredientele. Pentru blat avem nevoie de făină, 250 de grame și cam jumătate de pliculeț de drojdie uscată, 50 de grame de unt topit și răcit, un ou și o lingură de ulei de măsline, 80 de ml de lapte, se poate înlocui cu iaurt, o jumătate de linguriță de zahăr și o jumătate de linguriță de sare. Pentru umplutură, eu am folosit telemea și cașcaval, 150 de grame din fiecare. Ne mai trebuie 4 linguri de sos de roșii și o linguriță de ulei de măsline. Condimente, jumătate de linguriță de boia de ardei, o linguriță de oregano uscat, puțină sare sau după gust. Și în plus ne mai trebuie un ou cu care vom unge aluatul și câteva semințe de chimen negru sau negrilică. Aceasta este lista de ingrediente pe care de altfel o să o găsiți și în caseta de descriere a videoclipului. Mod de preparare. Peste făină am pus sarea, drojdia, zahărul și laptele. Am bătut oul, îl punem și pe el aici, uleiul de măsline și începem să frământăm adăugând puțin câte puțin și din untul topit și răcit. Nu trebuie să frământăm prea mult pentru că nu ne dorim să avem cine știe ce aluat pufos. Frământăm doar până când reușim să obținem o bilă de aluat elastic și care nu se mai lipește de mâini. Acoperim aluatul și îl lăsăm cam jumătate de oră la temperatura camerei, mai mult la odihnit decât la dospit. Cât timp aluatul stă la odihnă, ne ocupăm de brânzeturi. Eu am folosit cașcaval și telemea de la Viofani, un producător din județul Botoșani, pe care vi-l recomand cu drag. Dăm brânzeturile pe răzătoarea cu găuri mari, atât cașcavalul cât și telemeaua. Pregătim și sosul de roșii. Peste sosul de roșii am pus ulei de măsline, oregano uscat, puțină sare. Între timp, aluatul s-a odihnit, l-am răsturnat pe blatul de lucru puțin presărat cu făină. Îl împărțim în două jumătăți, pe care le întindem cu sucitorul, le dăm așa o formă ovală și foarte alungită, pe care să o putem modela în formă de bărcuță. Aceasta este forma specifică pentru pidele turcești, probabil că le-ați mai văzut, știu eu, la fast food-uri sau prin târguri sau dacă ați fost în excursie în Turcia, cu siguranță le-ați văzut acolo, au forma aceasta specifică de bărbuță. Pe laterale îndoim marginile, iar capetele le lipim. Și am obținut o bărcuță. Cantitățile pe care le-am specificat sunt pentru două pide, destul de mari, ale mele au avut cam 30 de centimetri lungime și nu știu, vreo 10, 15, poate mai mult, lățime. Ca și la pizza am pus sosul de roșii. Apoi eu am pus telemeaua prima dată și peste telemea am pus cașcavalul ras.
ungem marginile cu ou bătut. Peste umplutură am mai presărat puțin oregano uscat și puțină boia de ardei. Iar peste marginile unse cu ou, am presărat semințe de chimen negru sau negrilic. Sunt opționale, dar, v-am spus, dau un aspect foarte frumos și, în plus, negrilica se potrivește foarte bine cu brânzeturile. De altfel, cei de la Viofania chiar au cașcaval cu negrilică și telemea cu negrilică. Dăm pidele la cuptor la 220 de grade pentru cam 15, maxim 20 de minute. Cuptorul să fie preîncins. Și apoi le servim imediat și cu mare poftă. Dragii mei, sper că v-a plăcut rețeta de astăzi, să-mi spuneți cum v-a ieșit. Nu uitați să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o și până la rețeta viitoare, eu vă spun la revedere!